că probabilitatea cea mai mare să avem zăpadă și, într-adevăr, un Crăciun alb rămâne pentru jumătatea de nord a teritoriului, deci Crișana, Maramureș, Transilvania, o bună parte din Moldova, și mult diminuate șansele pentru partea de sud. N-aș exclude că până la Crăciun nu vedem câțiva fulgi de zăpadă în zona capitalei, dar când spunem să avem un Crăciun alb, înseamnă să se depună, să avem măcar exact o zi, un mic strat de zăpadă. Pentru zeci de copii.